Ai, gata. Salut, dragi prieteni! Bună ziua, seara! Vă salut și vă respect! Bună ziua, bună ziua, bună ziua! Vrei să-mi fur tricou? Trebuie să-mi-l fur la moșpit, la hands sau ceva. Mi-ai urlat în ureche la Electric Castle? Cu plăcere! De ce sunt așa roșu? M-am rușinat când v-am văzut. Nu știu vere de ce sunt așa roșu. Am schimbat și eu setările la cameră. Am schimbat. Uh, mi am prins o paitsu, da? Mi-am schimbat asta. White balance-ul. Să le acărăcit. Nu stiam. COVID nu e COVID, cum am testat. Am vocea de valorant, am vocea de corps. Sau cum îl cheamă pe ăla? De deci ce e așa întunecat la mine în casă? Pentru că nu-mi place lumina. I hate it. Sunt, uh, cum se cheamă, fotofob de la vârstă. Așa am fost întotdeauna. Nu, dar, like, neironic, e, uh, sunt acoperite geamurile la mine în casă mereu. Pentru că I hate the light. Sunt vampir, da. Sunt contele bug... Bang... Ok. Ok. Na, ok, hai că mă calmez și eu un pic. Plângi sau ai mâncat iute? Uh, nu, e și faptul că uh, încerc să fumez mai puțin, dar nu să consum mai puțină nicotină și mi-au luat pauciuri de alea care sunt iuți în draci, nu știu care-i faza. Mi-o dă o leacă la creier. Storile lui Delia legate de situația cu Sânziana? Bă, nu. N-am văzut nici apologiul lui Sânziana. Uh, acum că ziceți, mă roade o leacă curiozitatea, vrei să te mint? Unde, unde e apologiul lui Sânziana? Vă doresc ca vedea. Dați-mi și mie link. Avem content, da. Un fervex la domnul, dar ar fi bun un fervex, dar... I'm just gonna thug it out. Delia e mică cu maticiuc. Uah. Yeah. Story lui Delia. Păi asta le găseam și eu. În ce eu-ți cald? Nu. Nimic. I'm just gonna thug it out. I am roadogging it. Dar mă lua și acum. Acesta e apologii. Ai pe Instagram, e un reel, ceva. Oh, wow. Ok. Gata, bine stați așa o secundă să-mi Noroc că sănătatea au avut după Titanic, adevărat. Și eu uh, pocnit și gogu săracul, doamne, l-am lăsat în, la el în odaie pentru că a avut o zi foarte grea, am fost azi dimineață în parc cu el. Că eu cumva, adică eu mă gândesc, bă, e foarte cald afară, e asfaltul foarte încins pentru a le sale lăbuțe, Așa că ies cu el în principiu la 7 dimineața în parc, mă fac și eu niște exerciții fizice, mai aleargă și el, nu știu ce. Și cumva eram în parc și l-am văzut că am trecut pe lângă un teren de asta de fotbal unde se jucau niște copii. Nu știu ce dracu se jucau copiii la 7 de dimineața cu mingea în parc. Ok, treaba lor la urmă urmei. Dar gen, era un teren îngrădit, așa. Aia se jucau cu mingea și Gogu era super turbat după minge și făcea ture de teren. Făcea ture, cred că au fost 20 de ture de teren, tot alergând după mingea aia la care n-avea cum să ajungă, literalmente. Da, și și-a zrelit lăbuțele și a zdrelit lăbuțele gen nasol. Adică uh, sunt, uh, e decojită o parte din pielea de pe lăbuțe gen. Da, morții de viață. Și eu prost, că nu m-am gândit că se rănește. El pur și simplu alerga, știi? Dar cumva, pentru că lua colțul așa foarte în drift, cred că cumva și, și a, da, nu știu. Și a fost cu el la veterinar și uh, i-am făcut, uh, l-am băgat în cadă ca să uh, l spăl pe lăbuțe. Acum mă urăște că l-am spăl, că l-am pus în contact cu apa, că nu suportă să fie atins pe lăbuțe. Și acum mă urăște că l-am frecat pe la lăbuțe pe acolo, l-am spălat, i-am dat cu betadină, i-am dat cu creme, i-am toate alea, am stat, am dat cu stimărul pe podele la el acolo în odaie ca să nu umble cu lăbuțele prin jeg și acum stă și doarme acolo supărat. Ce steamer ai? E un carher, nu știu cum îi zice, dar e ca un aspirator așa. Așa că în seara asta o va petrece în odăiță, stă și pe padding lui de cooling. Ai frate, pare rău. Gogu is getting better healthcare than your average American, da. Da, dar nu știu cum o să fac acum, o vreme, o vreme o să trebuiască iarăși să ies cu el doar dimineața și uh, seara, când e răcoare, dar și de fiecare dată când ieșim, practic trebuie să-l aduc înapoi în casă și să Stau să-l spăl, să-l dau cu betadina, să-l dau mi dat o cremă la veterinar, am dat cum se cheamă, ceva cremă antiinflamatoare. Betadina aia nu, adică trebuie să-i țin lăbuța în aer cât se usucă betadina, da? După aia, după ce s-a uscat betadina, să vin cu crema aia și ține i țin iarăși lăbuța în aer. El dacă-i ții lăbuța în mână două secunde, faci ca dracii, îi dă să mă muște. Deci îl, îl traumatizez, basically, încercând să-i fac bine și nu știu cum să... Nici nu știu ce dracu să fac. Așa de tare mă urăște, la like, că mă duc la el acolo și mă duc să-l mângâi, mă mârie, face... It's like, man, come on, I'm just trying to help, bro. I'm just trying to help you. Vrei să faci infecții la lăbuțe? Nu mergi să-i pui botoșei? Nu vrei să știi cum face când îi pui botoșei. Nu, literalmente nu vrei să știi cum face. Și înțeleg că în timp se poate obișnui cu botoșei, ca să zic așa, dar like, procesul ăla o să, o să, nu știu, nu, o să mă urască forever and ever. Încearcă un spray cu oxid de zinc, nu mulțumesc, am vorbit la doctor să iau spray cu cicatridină. Dar spray cu cicatridină o să îl administrez după o săptămână de cremă din asta. Și după ce o săptămână am dat cremă și toate cele, o să înlocuiesc crema cu cicatridină ca să-i se lipească ca lumea la loc este. Așa mi-a zis la doctor, na, mă rog, fac și eu ce zice doctorul. Deci nu, da, asta este. Ne chinuim, ce să facem. E așa de greu, acum e și foarte cald afară, e like, trebuie să stea numai la aer condiționat, trebuie să iasă numai când nu e asfaltul un It's just, it's, oh, it's so complicated. Și așa, știi, trebuie să iei din casă numai la 7 dimineața, Poate mai vreau și eu să mai stau într-o noapte să mai... Nu, adică se poate, dar e cu un preț foarte scump. Mă duc și eu la băut odată, mă duc să-mi beau și eu un vin natural, s-a terminat. Nu pot să stau până dincolo de ora 12. Era pe cauciucurile de vară și s-au tocit rapid, da, sincer. Da, e greu să fii părinte, guys. Și știu că tot zicem, hei, adoptați, adoptați, bă, da, dar vezi că trebuie să și ai grijă de cățel. Sunt foarte mulți căței, am tot observat vorbind cu veterinari și oameni na, care sunt prinși în chestia asta de voluntariat, de bla bla bla, pentru căței. E foarte complicat, uh, e foarte complicat, e foarte răspândit acest fenomen de oameni care își iau tot felul de căței și după aia stau o, o lună, două, trei cu ei și, -și dau seama, au leu ce greu e și genii abandonează, te facă. Literalmente îi abandonează, bă, ce gen jeguri de oameni în pula, am doamne ce mă enervează, -i, I hate it so much. Dar există, din păcate, foarte mulți astfel de oameni. So I'm just saying, you know, nu este ușor să ai un cățel, nu este ceva simplu. E drăguț, e rewarding, e all of that, dar keep in mind, știi, dacă vrei să te înham la așa ceva, keep in mind că este greu și necesită multe sacrificii. Nu e ca și când poți să trăiești o viață de adolescent timpuriu la 20 ceva de ani și în același timp să ai grijă și de un cățel. Nu se poate chiar așa. Trebuie să faci niște sacrificii și dacă nu te simți în stare să faci astfel de sacrificii, just don't do it. Sau ia-ți o pisică, I don't know. Ce content avem la Prodanca azi. Bă, are un podcast cu nou ei soț sau iubit, ca să zic așa. Lucru care mi se pare amuzant, numai așa din datele problemei. Sunt tare curios cum o să-l ia pe Roland Gavrilă la să o pupe în pizdă un podcast întreg. Mi se pare funny, ok? I just think that shit is funny. Nici pisica nu e așa de ușor de crescut și întreținut. Ok, bine, poate am vorbit uh, poate am vorbit în necunoștință de cauză, dar din perspectiva mea de uh, dog owner, când văd oameni cu pisici, mi se pare că e like, oh my god, like, this shit is easy. This shit is easy. Ah, ok, câte te mai zgârie, câte te mai, nu știu ce, da, dar, na, whatever, stă tot ziua în casă, face la litieră, pff. Ai avut pisică? Bă, am avut când eram copil. M-am avut pisică, dar preț de câteva luni numai pentru că mi-au aruncat-o părinții. Asta este. Am adus-o la începutul verii, în vacanță, și după aia, când a început școala, în prima zi, părinții mei au aruncat pisica. Și la câteva zile după am găsit-o sub o mașină, am dus-o înapoi în casă și mi-au aruncat-o iară. Da, pisica mea, Kitty. Și eu aveam grijă de ea, more or less. <laughs> Prinții lui sunt băiatul ăla de la insula Iubirii. Da, mă rog, erau, erau, alte vremuri, din păcate. Dar am văzut multe chestii oribile. Am văzut o doamnă cum mâneca niște pui de pisică când aveam gen 5 ani, ceva gen ăsta. Ei fătase pisica și n-avea să fac cu pui și m-a ținut în curte acolo. În timp ce îi neca pe toți într-un butoi de la de varză. Da, wild a fost. Am avut mai experiențe de genul ăsta cu pisici în viața mea. de -aia nu mai vreau pisici. Mi-am luat câine. The 80s were wild. Vezi că erau the 90s, ok? Nu erau the 80s. I'm not that old. Sounds horrible, dar am fost. <laughs> the 1800s were wild. Se întâmpla în 1973. <laughs> Ce alegem prima dată, Simion sau dezastru climatic? Ei, drag prieteni, prima dată vom alege a video de apologii al lui Sânziana Negru. Let's go, let's get it, let's do it, let's... Uh, uh, să pornim la drum. Pentru comunitatea mea și pentru oamenii cu care eu am crescut și am învățat pe o perioadă. Deja urăsc această atitudine. Deja, deja urăsc această atitudine. Pare că îmi vorbește de sus. Pare că e gen, a, pe mine nu m-a afectat chestiunea asta pentru că eu știu cine sunt. <laughs> eu știu cine sunt și știu care-mi sunt valorile. <laughs> N-am nevoie de validarea publicului meu ok? Un pic mai lungă decât o zi sau un scroll rapid în feed-ul meu Nu o să intru în uh, toate detaliile legate de situația din weekendul trecut Nu pentru că ele nu ar fi importante, ci pentru că nu cred că mai sunt importante acum când toată lumea pare că știe ce am făcut Care a fost intenția și uh, mai ales adevărul sugerat o să spun atât, am greșit, a fost un gest pripit, a fost uh, un gest pe care noi nu l-am sesizat uh, în momentul respectiv, nu a fost făcut. N-am sesizat în momentul respectiv. Bro, cine ai sesizat? Just look at the garbage can! nu am sesizat! Cred că știu ce n-a sesizat. N-a sesizat că ar putea să vadă altcineva chestia asta și să devină o problemă pe internet. Cred că asta e ceea ce n-a fost sesizat. God, I hate, I, 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 I hate fucking people like this. I just hate them. Este oribil. 14.138 de like-uri. 14.138 de like-uri, dragi prieteni. Dă-te, dracu, de aici. Din uh, răutate, nu a fost premeditat, nu a fost gândit. Cum adică nu a fost premeditat? Ai aruncat o pungă cu mâncare la gunoi. Cum adică nu a fost premeditat? Am aruncat o pungă de mâncare la gunoi, dar nu m-am gândit că ar fi ceva nasol. Deci nu a fost premeditat. Doamne, this is terrible. This is so stupid. Doamne, oh, I hate this so much și mai ales nu a fost un gest făcut din nepăsare față de risipa alimentară. Um, am văzut că s-a comentat foarte mult lipsa de autenticitate și autenticitatea este o valoare în care eu cred foarte mult. Stai, 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 stai. Reels. Dăm, dăm ceva, dăm ceva autenticitate. Ia, autenticitate, guys. E autentic pentru că asta chiar este grădina lui bunica sa. Măi, dar cum, bă, dar cum, eu am altă întrebare apropo de autenticitate. Cum, doamne, iartă-mă, deci asta este o reclamă la Hochland în care folosește muzica lui Aretha Franklin? Deci eu ar trebui să înțeleg din chestia asta că gen au licențiat melodia Aretha Franklin pentru acest reel sau s-a mers pe burtă? Hopa! Cum să folosești cu aia? Bă, nu, mie aici mi se pare jegos, scuze. Adică mie aici și dincolo mi se pare jegos, dar și asta mi se pare jegos. Să folosești această muzică gen ca să-ți faci reclama ta la cașcaval. Dar da, autenticitate, guys. Zici deci că e greu pentru Hochland să licențiezi orice? Bro, like, you don't know how these things work. Cât crezi că te costă să licențiezi? Partea e melodia lui Aretha Franklin pentru un reel pe Instagram. Nu e 300 de euro. Și chiar dacă era 300 de euro, dacă mega corporația, oricare ar fi ea, poate să economisească 300 de euro, o să o facă. Asta nu este o cheltuială justificată. Pe dacă ai business account pe Insta, TikTok sunt licențiate deja, să lase conturile alea să le folosească, e pe partea Instagramului TikTokului, TikTok-ului, trebuie compania sau influencerul să licențieze. dar da, nu ți se pare un pic aiurea că, pe, că de fapt licențierea asta făcută de Instagram este ca să spui tu la storiu cu tine în costum de baie la Costinești. La momentul în care intervine un proiect comercial de genul promovare de cașcaval. Mi-e greu să cred că licențierea Instagramului uh, cuprinde și astfel de situații. Asta e tot ce vreau să zic. E licențiere specific pentru business accounts? Așa o fi cum ziceți voi. Eu știu din experiența mea de licențiat muzică pentru reclame că like everybody is very anal about it. Ați conversații deja în next level astea. Pe TikTok, de exemplu, most sounds, nu poți să le folosești pe business dacă au muzică. Da, eu, eu doar ce zic este că mi-e greu să cred Că poți să ai o melodie Aretha Franklin în reclama ta la Hochland, just, you know, just like that. Da, 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 înțeleg, Elmu, am înțeles. Mamă, d-ați văzut aia la Hochland, oh my God, Jesus Christ, cu telemeaua Sunset, sau cum era? Telemeaua care zice Cornele, Cornele. Asta cred că i-am făcut, uh, telemeaua cu ispite, da, cred că i-am făcut SS. Au prins contextuala aia, blanao, au prins o contextuală de aia nesimțită. Nu, nu am făcut screenshot. Da, gen, sunt sunt reclame la brânza... Dar e foarte lazy făcut. Adică sunt aceleași vizualuri de la Hochland de acum nu știu câtă vreme, doar că au pus text de tipul referinței insula iubirii. <coughs> Mi-mi place telemeaua care vrea să fută cealaltă telemea. Da, e ceva de genul ăsta. E brânza Pride cu telemeaua Hochland care zic, hei, ce stil ai? Păi eu am stilul ciulo, așa, o la mami, che guapa, căcat. E, e wild, e ceva absolut wild. Da, deci asta e autenticitatea sânzianei negru. Deci, bun, deci am înțeles, da? Hai să vedem mai departe. Pot să înțeleg de ce o parte dintre voi nu credeți asta, mai cred okay. și că fiecare are discernământ să creagă și să înțeleagă ce consideră. Eu nu cred că putem să punem semn egal între a avea o valoare și a face o greșeală. Bineînțeles că încerc și îmi doresc să mă educ în subiectul risipei alimentare și dacă pe viitor voi putea contribui într-un mod pozitiv la acest fenomen, o voi face. Um, mai cred că educația se face cu... Bă, eu, eu, vreau să zic o chestie aici. Aici nu e vorba de risipă alimentară, neapărat. Nu e, nu e, din punctul meu de vedere. Nu e neapărat vorba despre problema risipei alimentare, pentru că risipa alimentară nu e ce... Whatever, ce fac eu sau tu sau știi când... Uh, nu mai putem să mai mâncăm mici Chiki și aruncăm un sfert din el la gunoi. Aia, din punctul meu de vedere, cu tot respectul, aia nu e neapărat risip alimentar sau că whatever, o plasă de produse. Na, risip alimentar e când Dunkin să aruncă 3 tone de uh, uh, zi, de cogoși care sunt perfectly fine for eating, le aruncă în râu pentru că rămân la sfârșitul zilei în magazine și nu vor să le dea moca, că după aia o să zic că lumea că sunt o, o societate caritabilă, și whatever. Știi, Adică, ales problemele reale în risipă alimentară. Totuși, apreciez oamenii care se gândesc la chestia asta. Adică, nu vreau să zic că, uh, uh, a, nu faci, ești, da, a, te gândești tu în viața ta la cum să nu risipești mâncare, păi ești ultimul prost. Nu asta vreau să zic. Vreau să zic că, la nivel de discurs public și activism și bla bla bla, sunt alte lucruri pe care ar trebui să ne concentrăm. Uh, mult mai importante decât ești uh, știi că a aruncat unul un sneakers la gunoi pe care putea să-l mănânce altcineva. Ok, da, sure. Dar uh, ce vreau să zic, în situația aia, nu e neapărat vorba de risip alimentar. E vorba de, de neam prost. E vorba de a să fii neam prost. Deci nu e vorba de o problemă globală pe care trebuie să te educi, nene, date, statistici, uh, ce înseamnă. Ești doar, ești doar, un om de tot căcatul ai problema în primul și în primul rând. Lasă tu ce te duci tu, citești o carte despre risipa alimentară. Asta e bullshit. Ești doar un om de căcat că arunci la gunoi bă, bă, da, o plasă întreagă de produse de care tot felul de oameni în jurul tău s-ar fi bucurat să le primească moca. E cea mai mare tâmpenie treaba asta că pe de o parte producem mâncare de stulă, pe de altă parte avem oameni flămânzi pentru că nu le dăm mâncare aia pe gratis. Da, este mega stupid. Este, da, este stupid. Dar asta ce înseamnă? Că trebuie să te uiți urât la un om care nu mai poate să mai mănânce un mic cichi și aruncă la gunoi jumătate din el? Nu, vremea mea, nu. Știi, din perspectiva risipei alimentare, din perspectiva bunului simț uman, da, aia e altceva. Să arunci o plasă la gunoi de perfectly fine food that could have been, știi? Ei furmicichi chihiu. Da, dar înțelegi, vreau să spun. Erau tii oameni acolo, de la voluntari care stau toată ziua în soare, la bă, bă, tineri care și-au cheltuit toate economiile ca să vină să stea în camping, la festival, la, la tii oameni care puteau să primească sacoșoanța aia și s-ar fi bucurat enorm. Tu în spuneam, stai, ai, ai, ai 10.000 de euro pe o colaborare de genul ăsta și, știi, te doare la. Tine. Asta e problema aici. Așa mai zic. blândețe și cu dragoste, nu cu ură și cu furie. Iar pentru aceia dintre voi care au lăsat mesaje de. mesaje jignitoare uh, pentru gestul nostru, vă doresc să aveți parte de iubire în viața asta. <grijă> <grijă> oh, She really said touch grass. Și v-a făcut chronically online, guys. V-a făcut chronically online. V-a zis să mai ieșiți din casă, să puneți mâna pe, să simțiți să simți și voi căldura dragostei. Pentru că este lucru de care avem cu toții nevoie ca să evoluăm. Poate vi se pare că mesajul ăsta a venit uh, târziu. Uh, eu, zilele astea a fost ca un moment de freeze pentru mine, în care am stat să mă adun și să uh, formulez un gând. Și vreau neapărat să mă... A formulat un gând, guys. A avut nevoie de timp ca să formuleze un gând. Nu prea stă în fire. Mulțumesc persoanelor care au lăsat aici, și nu puține, mesajul de susținere. Uh, și m-ați făcut să mă simt recunoscătoare pentru faptul că sunt acceptată ca un om și nu ca o mașinărie perfectă care nu se strică niciodată. Așa că mesajul ăsta este în primul rând pentru voi. Uh, și încă o dată vreau să vă asigur pe, pe aceia din comunitatea mea care sunteți aici de ani de zile și știți cine sunt. Măi, dar cum poți să fii în comunitatea lui Sânziana Negru? Eu, să, scuze, eu am, am, o problemă. Ce ți dă femeia asta? Ce te, ce, ce te face să-i dai follow lui femeia asta? Că face numai reclame, să-mi la sincer acum. Adică ea ce a făcut? E actriță? E... Vezi o hăinuță, un machiaj? Inspirație. Ah, ok. Te inspiră? Te inspiră. Sânziana Negru. Ok. Bă, acum că o zici așa, ok, poate sunt eu ignorant, ce să zic, dar mie mi se pare așa, știi, like, I don't know, man, cu tot respectul, ce machiaj, bă, e machiat aici, na, da, nu știu, e machiat, la urma urmei, e machiată, poți zici că nu e machiată, da, da. da, acum am dat seama, m-am băgat într-un subiect, să mă pula. nu vreau să jignesc pe nimeni, ok, dacă tu te simți inspirat sau inspirată de Inspiratix, de Sânziana Negru, ce pot eu să mai zic? Gusturile ni se, nu se discută. Former VJ la Music Channel. A, a fost VJ la Music Channel. Noua melodie a lui Connector. Duduie. Și pe asta în 2010 prezenta balul bobocilor la Târgu Mureș și și-a aruncat jartiera în fața minorilor. A, am înțeles, asta e. Eu nu știu nimic despre ea, de aia întreb. Eu nu știu nimica despre ea, doar am văzut feed-ul ăsta al ei plin de reclame și ia, hăinuțe. să zici că nu puteam să văd asta pe Pinterest de 30.000 de ori la un simplu search. Cine este? No, no, no. Like, ăsta, e, like, tot contentul, nu e nimic ca... Ia. Bă, măcar nu e la sală, frate. Ia uite. sunt literalmente reclame. Aici nu e un brand implicat, dar e, 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 o reclamă. E o reclamă, dar fără brand, nu știu cum să zic. Efectiv, e content ai, da, e așa. Hai, mai zine, mai zine tu. Să vă asigur că risipa alimentară nu este un obicei pe care eu îl practic. Aha. Mănânci tot din farfurie, zi sincer. Eu nu practic risipa alimentară pentru că mănânc tot din farfurie. Când termin tocănița, o curăț cu un colț de pâine. Adun sosul cu un colț de pâine. <laughs> și cam atât. Ne vedem pe aici. Mulțumesc. Da. Pentru ce? Că nu ți-am dat nimica. Și de lea ce a zis? Ia. Vreau și o cancelare le o chestia asta. Bă, încetați cu Martalog. Log, vă rog eu frumos. Doamne, iartă mă Bună ziua, am 45 de ani. Dar sunt și eu ca voi, că ascult Marta Log. How do you do, fellow kids? Îi dau cookie, am dat pizducă, am dreptate? Hei, salutare copilaș! Wow, wow, mă cac la birou, este? Aoleu, oh, ok. Tocmai am mâncat o pungă de chipsuri la gunoi, din care am mâncat două. Da. Uh, ce facem? Și jumătate de salam. Care era vechi, era de o săptămână. Mai mult de jumătate era. Ce facem? Că, cum, ar fi un fost mă să te duci pe un festival? Eu să am să mă duc pe un festival cu punga cu care am avut uh, treaba mai devreme, să mă duc cu resturile, cu niște chipsuri, mă pun un festival, să o iau așa pe la lume, să mă duc, niște chipsuri? Doamne, fer, doamne, doamne, este le. Apropo de asta, apropo de asta, apropo de asta, bro, nu, like, this is not... Unde e, unde e iubirea mea, viața mea? Cel mai <sus> șmecher, cel mai șmecher influencer, vă rog frumos. Influencerul meu preferat, cel mai wholesome și cel mai non-toxic influencer, vă rog frumos. Haideți să vă arăt ce am făcut eu Am trecut când am avut campanie la Lidl și mi-a rămas mâncare în plus. Mici, deci vă rog da, da, chiar ne Da, vorbesc serios, Are că serios? -am, făcut, am făcut, mai mai devreme numai că efectiv mi-am ce să facem gata mâncare. Și hai să what's sharing, what's is, what's sharing what's is caring. Înțelele? A intrat topul meu pe contextul aia blană. Haideți să vă arăt ce am făcut eu, ok? Haideți să vă arăt ce am făcut eu, nu ca alții. Second coming of Jesus. Yeah. Oh. I hate this so much. Mai e un gest uman simplu, mare căcat. Te duci cu o pungă, zici, bă, ce faci, băi, copile, să foame? Da, ia de aici o pungă, du și gata, și nu trebuie să fie un TikTok. Nu trebuie să fie, nu trebuie să vină nimeni să te pupe în pulă după aia că ai dat tu o pungă la nu știu cine. Da, dracu, cu punga și las-o așa, la revedere, mare căcat. Stau în pula mea, vorbim de căcaturile astea câte 3 ore și între timp sunt 47 de grade la umbră, mă rog, așa. Yes fac. pare cel mai, Pare că umilești oameni, efectiv. Dai cu chipsuri pe lume. Tu aș dori să vă dau niște chipsuri care mi-au mai rămas. Așa, și care e problema? Nu înțeleg, care e problema? Că mă gândesc că vă e fomiță. Bă! A, asta că pare arogant, pare arogant dacă zici, ieși din limuzina ta și zici, a, mi a mai rămas jumătate de sandwich, ia ja și tu și mănâncă, să și tu, să ai tu jumătate de sandwich în burtă copile dar nu cred că e. adică că îl faci sărac gen da exact depinde cum o zici bineînțeles nu adică aici e o chestie de ton că dacă zici ia bă stai și tu vai de cap tău da e oribil dacă zici hei uite mi-a mai rămas nu ai vrea tu nu cred că e le dai de mâncare e umilești da în gen depinde cum o faci da of course cum o să faci asta eu înțeleg setea asta de sânge o înțeleg bă dar mi se pare mi se pare exagerat. N-a dat nimeni peste o bătrânică cu bicicleta. Nu. Bă, bă, înțeleg și greșeala, înțeleg tot. Dar mi se pare că suntem ceva rău de tot. Nu, dar revin la, revin la acest tablou cinematografic super cu mine care dau chipsuri la lume pe festival. Eu nu mai pot. Poate puteți voi. <laughs> Dar vă rog eu, doriți un chips, bă, fată, lasă, ne-ai luat ciuperci. Dar nu, dar vă insist, caramele vreți? Am și caramele cu lapte, mai am trei. Haideți, vă rog, o cara Doamna, de le arăsați, ne vă rog, frumos, dar avem și noi, adică chiar ne priviți ca pe ultimii. Nu, dar vă rog eu, că, decât să le arunc, cum să mă să arunc? Luați trei caramele, gustați-le. Am și cu căpșuni, dacă... Vă rog, din suflet. Uh, uh. Asta, ăsta, crem tu ăsta, vezi? Ia I-a povestit într-o pauză la umor printre slăruri, doar asta. Am mâncat un sfert. Partea asta de foarte bună, să știți că n-am virus, n-am herpes, n-am... Sunt bine. Bă, cum o să face asta, mă, la lume? Azi că mi-a mai rămas o pungă, nu vreți voi, că păreți așa mai săraci. Cum, mă? Amin, și ce, frate? Nu înțeleg, de ce e așa de nasol? Doar, a... doar ideea. Ia, bă, copilă, o eugenie. Ce e așa de... Nu știu. Cred că și ea exagerează, da, un pic. Ok, și-a pus tot felul de... Ok. Bănuiesc că asta a fost, nu? Cum ziceam, overreact Andy. Da, I guess, I don't know. Adică, mă rog, într-un fel... Bă, într-un fel aici e o să apreciez chestia asta, că se vorbește despre risipă alimentară, dar aș spera că concluzia la care ajungem nu este să ne oprim doar la a o sancționa pe Sânziana Negru, aș spera că concluzia la care ajungem este să realizăm că risipa alimentară cea mai mare este făcută de cei, cele mai mari companii din lume de, din industria asta agroalimentară și că ei trebuie să în primul rând trași la răspundere și nu neapărat da omul de lângă tine care nu și-a putut mânca tot Michichichiu. E bine, la influenceri sunt întotdeauna de acord să sancționăm influenceri, sincer, pentru că, like, bro, like, man, ești cel mai privilegiat om din societatea asta. Ne ironic, ești cel mai privilegiat om din societatea asta. N-ai nicio responsabilitate, mă rog, nicio responsabilitate, ai niște responsabilitate, ești ok la nivel de responsabilități când compari, da, cu uh, uh, genul de bani pe care îi faci. Oameni în țara asta care muncesc o lună pentru cât ei tu, da, din jumate de colaborare, care colaborări sunt câteva pe lună la tine. Adică, știi ce, nu, nu umblu eu acum cu empatia pentru influencer, că e stupid. Bună ziua, am avut o campanie cu Lidl și ne-au rămas niște produse, nu le vreți voi? So insulting. How is it insulting? Cum, cum, dar eu nu înțeleg, cine dracu să insultă de la chestia asta? Ce, că ți ofer mâncare? Moca? A, e ironic. A, ok. Ok, e ironic. Așa, gata, am înțeles acum. Era ironică persoana, ho! Singura chestie e că a fost out of touch, putea foarte bine să propun alte idei de campanie sau să, să, să ia alte produse, atât, gen asta e toată drama Da, ironie, da, plus asta, da Plus faptul că, da, reacția ei a fost complet mm, Scumpii, uh, you just don't get me, nu știți de unde am venit și cât am muncit ca să ajung aici Cine mă cunoaște, mă iubește și așa, ok? Mergeți și atingeți iarba, sper să cunoașteți iubirea în viața asta Du-te, dracu am venit de jos, da. Mă frapează în general faza asta că sărăciei e ceva umilitor. Da. Păi e umilitor, frate, pentru că tu ai fi putut să faci bani și singurul lucru care te împiedică din a face bani este proasta ta calitate umană, nu... Nu factori de mediu. S-a trecut de la muncă, 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 la iubire, iubire, iubire. Matei 55, da, că cam mașinia de viață. She was like, you know my name, but not my story. Da. Mama lui de nas. Am prieten veri reci și mereu se bucură de chestii mici. E vorba de caracter. Da, absolut. Absolut. Asta ziceam și eu. Că e vorba de... Bă, pula mea om și lasă, nu știu... Să fim, să fim în primul rând oameni. Am dreptate, dragi prieteni. Și să fie bine ca să nu fie rău. Azi am văzut clipul cu Fire, cu doamna mea și mi se pare cel mai amuzant că ca din lume clipul ăla. N-am să vă Mi se pare cel mai amuzant că ca din lume acel clip. To this day. Nu știu ce vreau să mai văd. A, ah, vreau să văd. Ok, dar nu știu cum să fac chestia asta că nu mi le-am pregătit, dar vreau totuși să mă uit pe stream. La ce comentarii am primit la video cu insula iubirii. Mi se pare foarte amuzant. Unele, mă rog, nu toate, dar unele sunt foarte amuzante. Deci, cu aia, vă rog eu frumos. Alma Imob. Îmi scrie Alma Imob contul de YouTube Alma Imob. Îmi scrie așa, să-i spună cineva acestui betalău obosit că nu te ia nimeni cu forța la emisiune. Trebuie să vrei tu să mergi acolo și deja după șapte sezoane știi în ce te bagi. Plus banii, plus vacanța, plus alte avantaje care vin după marș, mă, prostule, cu mintea ta încuiată. Alma București, că Agenția imobiliară din Constanța ce oferă servicii complete pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice, probabil cred că vreau să zic. Da, cu aia, Alma Imob. Alma Imob. Să știți de... i-am scris că vreau și eu o garsonieră în Râmnicu Vâlcea până în 200 de euro mă puteți ajuta? Da, comentarii de pe contul firmei. Așa mai avea bunul care îmi scria pe Instagram, mă mai cert cu el din când în când. E un dude care îmi scrie de pe contul, deci ca sa, are uh, un cont de bijuterii handmade, Sibiu, ceva. Și l am scrie, băi, băule. <laughs> Și eu mă cer cu el. Băi, animalule! <laughs> Și ne luăm morți în pulă. Eu cu bijuterii handmade, Sibiu. <laughs> Da, în general primesc din astea. Concurenții merg acolo pentru concediu gratis, slash faimă, slash, noi relații, un fel de publicitate gratuită, chiar dacă faci de toate, dacă ești la locul tău. Ispitele merg pentru publicitate, bani, 3 săptămâni în Thailanda gratis. Nu obligă nimeni pe nimeni și zic eu că sunt tratați ok. Zici tu, Cosmin Ilie nouă. Zici tu, Cosmin Ilie nouă concurenții și ispitele, dar și stafu, Toată lumea e tratat ok. Nu e greu în ziua de azi să arăți niște filmări sau ceva audio dacă chiar se întâmplă asemenea cruzime, cum zice articolul. Pe de altă parte, mi se pare emisiuni mai jegoase, gen Exatlon, Ferma, unde chiar stai nemâncat că n-ai câștigat nu știu ce probă sau mireasă pentru fiul meu, un închizi oamenii într-o casă. Totuși, să nu ne mai căcăm pe noi și să fim snowflakes. E ideea asta, știi că gen... Dacă eu te pun să semnezi un contract, și tu ca prostul semnezi, și eu după aia te mătrășesc conform contractului, e vina ta că ai semnat. Adică, n-ai ce să. E, e uh, cum să spun, o lipsă de empatie și de suflet și de uh, cod moral tipic așa știi, Alan Dershowitz, type shit. Mai e argumentul că, nene, eu învăț din insula iubirii. Eu un învăț din insula iubirii. <laughs> Se pare wild. Ca și când nu există în viața ta de zi cu zi relații toxice, trebuie să existe o emisiune în care să facem experimente sociale cu oameni. Bă, vezi că, like, nu poți să faci experimente sociale pe oameni conform legii când ești o mega corporație. știi? Adică e, nu e etic să faci experimente pe oameni, în, mai ales în condițiile astea în care e televizat și așa. E, 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 un, e nu știu... Părerea mea acum, e, e o premisă bolnavă, e un fel absolutamente bolnav de a face entertainment. Părerea mea! Dar de aici până să zici că domnule pe mine mă educă, că văd uh, relații toxice, e... Bro, come on! <laughs> Învăț spaniolă de la Maluma. Nu, e ca argumentul, și sper să nu mă considerați exagerat la faza asta, dar e ca argumentul... Andrew Tate e bun că mă învață să merg la sală, gen. E exact același tip de argument. Scuze, scuze. Și vreau să mai zic o chestie pe care n-am zis-o în video, care cred că e foarte importantă vis-a-vis -vis de insula iubirii. Ce ne învață, dincolo de relații toxice, whatever, așa, ce ne învață, bă, vere, această emisiune despre iubire? You know? Iubirea este să-ți împarți viața cu cineva și după aia... Să o arunci pe geam la televizor, cumva lăsându-te ispitit pe principiul atracției sexuale de niște unii sau unele sau whatever. Știi? Adică nu e iubire, e gen just sexual attraction. Și mi se pare că creează acest climat în care, într-o relație, e mai importantă partea asta de atracție sexuală, e mai importantă loialitatea în sine, știi? Adică loialitatea asta, loialitatea vine. Cum să spun? Într-un anumit context. Cred că e mai important să vorbești de contextul care trebuie creat pentru a bineveni în relația ta loialitatea, mai degrabă decât a o zi, a o așa, pur și simplu, din oficiu. Că așa, într-o relație, într-o relație trebuie să fii loial. Nene, da, într-o relație trebuie să fii loial, dar ce înseamnă, cum anume ajungi să fii loial? Știi, adică e, 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 o idee foarte bolnavă despre ce înseamnă iubirea și uh, viața de cuplu. Mă învață că dacă îți place de un bărbat la prima vedere, doar lasă-l 10 minute să vorbească. Raluca, iubirea mea, uite în ochii mei. Uite în ochii mei. Ai învățat, sigur, ai învățat asta din emisiunea Insula Iubirii și nu din viața ta de zi cu zi. Fii sincer, sincer. Mă rog. Eu aștept un răspuns. Să șăr sure, și de acolo. Păi, normal că de acolo înveți în primul rând. It o să joke Da, înțeleg. Dar zic așa, că multă lume mi-a dat acest argument pe aici prin comentarii. domne am învățat uh, așa nu. Ok. Am învățat așa nu. <coughs> da, mă rog, acum, na. Eu îmi dau seama că și eu sunt gică contra, că și eu sunt pic mic, că... Mă rog. Nu, nu ăsta este scopul meu. Nu este neapărat scopul meu. Am just a concerned citizen, ok? Poate că loialitatea vine din respectul pe care îl au partenerii unul față de celălalt, respect pe care se câștigă în timp. Păi da, asta e ideea, dar... Exact, corect. Dar chestia asta, vezi, nu se întâmplă. În mod evident nu-ți respecti partenerul sau partenera în momentul în care ziceți hai să mergem la televizor să vedem dacă ne futem cu altcineva. În mod evident, aia nu e o relație de respect. Aia și nici, nici când o faci la televizor, nici când o faci în, viața ta de zi cu zi. Aș zice eu. <gântu -i> de ce trebuie să mă la ceva doar ca să învăț ceva de acolo? Cum adică? Poți să la chestii să înveți ceva de acolo. Este point că dacă nu să discurs de stânga pe emisiuni și evenimente de genul, rămânem doar cu discursul centrist de dreapta care domină mass media, cam asta e tot scopul la un canal de comentarii care nu e Andrei Cosmin. Eu înțeleg, dar nu știu, da, mi se pare că e așa foarte, partea asta educativă e foarte planul 13. Mai mult, ă, asta, știi, hai să-mi bag pula în existența lui unul, că, like, e permis. Nu mi se pare că e pe planul 13. Da, vezi, aici e disensiunea, sau să zic așa, contradicția. Că mie mi se pare că e pe planul 13, adică it's not what people tune in for, you know, sadly. Și plus că, da, mă rog, e chestia asta că, like, uh, mi se pare că se perpetuează, sau își devine așa de popular și, like, e foarte bolnav, foarte bolnav felul în care felul în care emisiunea asta este produsă este is so weird să iei niște oameni, știi, să i pui pe o insulă acolo și să i să i împungi, hai. Pune i mâna pe pulul ăsta. Pune i mâna pe pulul, pune i mâna. E, oh. Da, înțeleg, ok, da, e bine că mai există și o influență pozitivă, dar, na, mă rog, eu v-am zis, asta mă, mă stresează pe mine, că mi se pare că, like, people don't tune in for the education, they just tune in pentru fix acele mecanisme pe care emisiunea își propune să le angajeze pentru a face rating și vizionare și anume just fucking, nu știu, ugh, just terrible, terrible things. Plus că mai sunt, am văzut că sunt și emisiuni care sunt mai ok, din acest punct de vedere nu știu, am văzut la unul la cineva pe storic. Sunt emisiuni de dating care, mă rog, sunt produse mult mai legal și sunt, uh, mai uh, etic. Din pula noastră să fie pressure, să existe schimbare, să facă petiții și constatări. Păi da, dar pressure să ce, ca să zic, știi, adică mi se pare, like, ca să ziceam și în video, știi, mi se pare că presiunea trebuie să fie pe, like, just stop, fuck, let's just stop watching this stupid fucking show. Pentru că chiar este cimitirul sufletului cu al umanității. Înțelegi ce vreau să spun? Este un cimitir, este, ugh, doamne iartă-mă. Pressure să nu mai aducă toți ratații la TV, dar nu, nu se întâmplă niciodată să nu mai aducă, like, eventual, eu asta ziceam, știi, mai degrabă aș face pressure să, gen, discontinue the fucking show, just discontinue it, pentru că asta e emisiunea, nu se întâmplă niciodată, dacă în momentul în care nu mai aduc toți ratații și toți, da, toate persoanele astea cu probleme, it's gonna stop being popular. Putem face, tu, hot handle. Bă, nu știu, dar am auzit de misiunea asta, dar nu știu cum e. Mai zicea cineva că ar fi mișto să aducă un psiholog, să fie acolo un psiholog în set care să discute ce, -i. bă, ai guess, da, într-un fel, dar tot ai problema asta, știi, de. facem psihologie pe niște oameni. Îi punem în niște situații și după aia disecăm din punct de vedere psihologic, adică tot, știi, adică. Na, adică ce zic. Adică, ce, mi se pare că la like, perspectiva din care trebuie să venim, uh, perspectiva stângistă din care trebuie să venim, este în primul rând, don't watch it. Știi? Pentru că e chestia asta, eu cred sincer, foarte multă lume se uită la această emisiune și știe în adâncul sufletului că e greșit. Ok? Toată lumea știe, toată lumea o tratează ca pe un guilty pleasure, știi? Toată lumea o tratează, toată lumea știe că e într-un fel, ok, poate nu chiar, sau ok. Toată lumea știe că e o pierdere de timp, știe că e, nu e etic, că nu e moral ce se întâmplă acolo, că uh, whatever, e, toate mecanismele astea bolnave, Și dar totuși se uită, știi? Toată lumea zice, ah, păi mă uit la niște oameni care sunt niște terminați, dar we still do it. Și cred că asta e important, cred eu, din perspectiva asta să zici, hey, you know what, you're not missing out, ok? You're not missing out on that much. You're not, uh, nu știu cum să spun... Nu, nu te excluzi din societate singur, ne uitându-te la această emisiune. You can just not watch it and it's fine. Nu consider că nimeni de acolo e terminat. Na, da, ok. Pe, you're kind of missing, că toată lumea vorbește despre asta. Da, da, asta încerc să zic. Dacă toată lumea vorbește despre asta, nu înseamnă că în mod automat trebuie să participi și tu. Este în regulă. Eu înțeleg că lumea în care trăim te face să te simți ca și când, dacă nu particip la bă, genul ăsta de evenimente culturale, cumva te auto -excluzi. Dar lucru, chestia asta nu e adevărată. Același tei poți să ai despre orice reality show și media, până și despre fotbal, unde crește abuzul domestic când se întâmplă competiții mari. Păi, never da? crește abuzul domestic, nu știam asta despre fotbal, de exemplu. Dar eu mai zis despre fotbal și am zis despre reality show -uri. nu știu ce zici că ai never address that, adică I say it all the time, Nu no, nu mă doare gură și nu mi-e teamă. Cred că e destul de evident un punctul ăsta că nu mi-e teamă de oprobiu public. Da, sunt edgy like that. La Too Hot to Handle sunt doar conventionally attractive mid-20 year olds de Bangata care vin cu motivul să se fută și producția le pune piedici din a se fute, practic atleții de la jocurile olimpice în afara propriilor olimpice. Ah, wow, ok. Nu știu, uite, de exemplu, la fotbal am zis și tot așa a fost ură din partea mea să zic așa ceva, dar am zis asta, știi că n-a fost absolutamente penibil cum ne-am bucurat că am câștigat cu 3-0 împotriva unei țări care este în război de 2 ani. Și că a fost așa de importantă pentru noi această victorie încât nu ne-am mai dus la niciun fel de protest împotriva fraucte electorale. Absolut penibil. Am zis, na, ce am gândit eu și ce am crezut eu. Comparăm mere cu pere. De ce nu pot fi fructele comparate? De ce nu putem să comparăm fructe? N-am niciodată, n-am înțeles vorba asta. Compari mere cu pere. Stai din gură, că n-ai auzit ce discuții aveam aici cu Lexi. Știi tu? Mi se pare ok să nu poți fizic să te uiți la insula, că realistic este grotesc ce se întâmplă acolo și de pe TV relații și producții. Da. Dar avem nevoie de o perspectivă alta decât centru dreapta. Da, înțeleg. Dar eu ce zic este că perspectiva alta decât centru dreapta este just... Cancel the show. Punk Froggy, mulțumesc pentru 4 luni. Axela 99, 14 luni, mulțumesc. Ți-a zburat pisica din brațe. Ok, scuză Am și eu un pet peeve. Nu trebuia să fie cancelled, actually, gen parcă ci se numeva concret că nu se mai face sezon nou. Nu știu, dar sper să nu se mai facă. Aia în război au bătut pe slovaci care i au bătut pe belgeni, deci nu prea funcționează argumentul că i-am bătut fiindcă sunt în război. Nu e vorba despre, zic așa, ca gest. Ca gest, așa, să, e, e, nu poți să ai așteptarea, cum să spun, că echipa aia era în cea mai bună formă posibilă. Mi-au mai zis niște oameni că gen, da frate, da, aia sunt jucători de top prin Europa și ei de fapt se antrenează. Nu contează. Știi tu că ăla n-are rude care, uh, uh, care trăiesc sub bombe în uh, Herson? Știi? Nu știi. Până adică e așa, știi? să a părut un gest de țăran din ăla obosit. Scuze, nu vreau să fiu clasist, dar înțeleg ce vreau să spun. Gheolbănesc. Așa, asta vreau să zic că era cuvântul. S-a scris de Eric că ăla de la Insula Iubirii că este proxenet și stătea în Olanda la vitrină sau ceva de genul, dar ăștia de la emisiune nu fac și eu căutare înainte să cheme lumea. Păi nu, că asta e, tocmai asta e interesant, omule, ce nu înțelegi? Tocmai asta e interesant. Păi După aia zice și vorbește lumea. Oh, ăla e proxenet în ăla. Ola, oh, nu contează nimic altceva. Zim la ce emisiune din România se face background check. Bă, nu știu precis acum eu personal, dar mi se pare rezonabil. Cred că se fac background checks, doar că pentru cele mai groaznice motive. Nu neapărat pentru a menține un cod etic și deontologic al emisiunii, ci din potrivă pentru a da stârni uh, reacții. Gen, și a, că Reacții egal, rating egal, profit. Ai dosar penal? Nu. Bun, a intrat? Nu. Dacă ai dosar penal, e numai bine că ai intrat. Dacă ai când în televiziune, ați uitat cu ce am la TV. Da, nu, complet de acord, dar tocmai asta încerc să zic, știi, adică, uite, de exemplu, uh, sunt lucruri, de când cna a intrat pe online și pe toate chestiile astea, există în comunitățile noastre, nu-i așa, se mai întâmplă să denunțăm pe cineva. CNA-ul se, se sizează pentru că e sprijin popular în acest sens. Uh, există audieri publice în care respectivii creatori de conținut sunt, uh, da chestionați de CNA și eventual poate chiar sancționați, știi? Adică mi se pare așa, adică noi am putea, de fapt, noi am putea face lucruri în sensul ăsta. Eu cred sincer chestia asta. Mă rog, ok, bine, poate nu reușim să rezolvăm lumea, dar putem incremente așa micuțe, putem să le facem. Nu știu mireasă pentru fiul meu, nu știu nimic despre misiunea Se mai face? E ceva, nu e ceva de, de pe vremuri? Da, acces direct e același lucru, da unele chestii s-au făcut, de exemplu, dosar penal tipului Iacob Și ce o se întâmplă din dosarul penal al tipului? Îți dai seama că nu poate să dovedească dincolo de orice urmă de îndoială în instanță că chestia asta chiar s-a întâmplat. Adică, da, ok, au mai existat niște alte postări cu cloud pe internet referitor la lucrurile astea. Da, Alexi, știu, realizez că avem un scop comun, doar abordare diferită. De-aia știi, adică, na. Care e cea mai sexy ispită în opinia ta? Uh, țigările. Voi știți că l-a autodenunțat și o să pledeze vinovat în instanță? O să pledeze vinovat? Credeți voi? Când ar putea să zică, hei, da, era un show, Am mințit. A, ah. ok. Adică, da, mă rog, nu știu. Cum se pedepsește cruzimea asta împotriva animalelor? Mult prea soft. Îți dă pușcărie? Da, îți dă pușcărie. Sunt sigur că sunt dovezi. Care poate să fie dovada? Ia amprentele de pe pisică, care-i dovada? Se prezesc cu închisoare poliținească de la 5 la 20 de zile și amendă de la 100 la 500 de lei? Aha, ok. Mesaje. Iarăși, băi, într o instanță adevărată pe lumea asta? Nu știu, să vedem ce se întâmple. Dar părerea mea, ok, e că poți foarte ușor să zici, da, onorată instanță. Glumeam, aveam noi. Pisica este, de fapt, uh, 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 the box, și am zis, hei, iubito, ce faci de seară, că vin să-ți omor pisica? Căcat! O să vedem ce se întâmplă. Adică eu sper, într-adevăr, adică nu vreau să sune acum că... Eu sper că... Da, mă uit la insulă, dar third party acum, da, exact. Eu sper că se întâmplă ceva în sensul ăsta, dar mi-e greu să cred, cunoscând, na, mă rog. Hai frate că își dă și judecătorul la seama din context că nu e semi alfabet. Mai oameni buni, Mai oameni buni. Andrew Tate a zis, sunt videouri peste videouri chiar și acum pe internet cu el zicând Hei, bună ziua, mă numesc Andrew Tate, sunt din uh, Anglia, m-am mutat în România ca să fiu proxenet. Straight, straight up. Și există martori, există, da, uh, uh, el recunoscând conversații... Da, deci e tot acâmul și tot nu se întâmplă nimic. La Andrew Tate, crezi că o să se întâmple la Pulică Frânarul de la Insula Iubirii? De fapt, da, că la poate n-are banii lui Andrew Tate. Nu știu, sper să se întâmple. Mi se pare un pas înainte să se normalizeze, că nu e ok să faci asta. Da, era, era normal, a fost vreodată normal să face asta? Cum adică să se normalizeze că nu e ok să faci asta? E în lege! E în lege, like as we speak, dați citate din lege. Deci cum s-a normalizat că nu e ok, când era deja normal că nu e ok? S-a normalizat, s-a normalizat, în... umblau oameni să omoare animale pe străzi random. Erau chestii așa, la ordinea zilei. de tre -ai povesti cum vecina ta în de pisică. Da, în pula mea, 95, acum 30 de ani. Nu știu dacă se mai întâmplă acum. Să hai să o luăm altfel, hai că putem să o mai luăm și altfel. Crezi că cei oameni care fac în 2024 altfel de gesturi o să fie descurajați pentru că l-au văzut pe ăla la insula iubirii? Crezi că oamenii care fac chestiile astea se uită la insula iubirii și zic, ah, oh, I better stop. <laughs> poate, da, ok, poate. Șansele nu sunt niciodată 0%, într-adevăr, da. Într-adevăr, șansele nu sunt niciodată 0%. Măcar l o dat afară din emisiune. Nu cred că l-au dat afară din emisiune, nu? Pentru că, gen, emisiunea e deja filmată. Ce că urmează? Pe dumneavoastră, emisiunea e deja filmată. Adică ei cât filmau emisiunea, nu au primit acest feedback de la publică. Hey, that's not ok, bla bla bla, we're outraged. Deci nu au putut să ia măsuri în timp real. Nu l-au dat și nici dosar nu are, a fost achitat. De unde știi? Sursa? Ăla l-am văzut că era live pe TikTok. Vorbea aia pe TikTok acolo, pe live, nene, că da, eu sunt tipul care a omorât doi motani. Intră la lume, zicea, sunt să mata! Sunt pula morții tăi! Și el a zicea, da, guys, dar sunt și eu un suflet. De ce vorbiți așa urât cu mine? Da, sunt pula, Ce să Oh, aleu. Robert Braia, de la Insula Iubirii, a scăpat de ancheta penală după ce a aruncat pisicile iubite de la balcon. Asta este potrivit viva.ro Robert Braia și Bianca Mitroiu sunt unul din cuplul participante la insula iubirii sezonul 8. Încă de la primul bonfire, tânăra a dezvăluit detalii halucinante despre iubitul ei. L-a acuzat cu ochii în lacrimi că i-a aruncat pisicile de la balcon, iar el a recunoscut în fața camerelor că este vinovat. Dezvăluirile făcute de Robert Bryan în timpul emisiunii Insula Iubirii au șocat spectatorii și, în consecință, autoritățile dolgene s-au autosesizat și au deschis o anchetă penală. Astăzi, tânărul s-a prezentat la sediul poliției, unde i s-au luat declarații cu privire la acest incident. Cazul s-ar fi lămurit, astfel că autoritățile nu vor continua cercetările. S-a lămurit cazul, guys. Robert Bryan nu s-a ales cu o amendă, ci doar cu reacții critice în mediul online. Deci nici măcar amendă. Nici, nici măcar amendă. Citat, eu am impresia că voi nu faceți diferența dintre ceea ce se întâmplă la o emisiune și viața mea privată. Astăzi am fost chemat la Poliția Animalelor să dau niște declarații. Mi se pare absolut incredibil și inuman până unde s-a ajuns cu această poveste cu Motani. Ce se întâmplă în emisiune este un show și viața mea privată este viața mea privată și eu răspund de ceea ce fac în viața privată, la fel ca orice alt cetățean am și eu dreptul la apărare și vreau să-mi spun punctul de vedere. Am primit foarte mult bullying de la iubitorii de animale. Am primit bullying de la iubitorii de animale, aceștia acuzându-mă pe mine de niște lucruri pe care nici măcar nu le-au verificat. De asemenea, presa a pus paie pe, pe foc cu niște declarații cel puțin incriminatorii și neadevărate la adresa mea. Evident că poliția animalelor m-a lăsat în pace și au înțeles și ei că n-am făcut niciun rău niciunui animăluț și evident n-am primit nicio amendă. I-am speriat pisicii și au căzut de la balcon. S-a dus pe balcon, erau motani. Și a de aici! Aaaa! a căzut. Da, s-a întâmplat de două ori asta. Era unul jos pe care l-am recuperat, dar unul dintre ei a plecat prin cartier. A mers și l-am căutat și fără să știe ea, l-am adus înapoi. După ce l-am adus înapoi, eu l-am geamul deschis des și într-o seară au plecat amândoi. Eu nu o iubeam când am făcut chestia aia. Pe parcurs am început să ne iubim și a aflat fix cu o zi înainte să mergem la insula iubirii. Ce bun, ce bun. Ok, like that's wild. Dar asta în condițiile în care la Bonfire i-a zis că, hei, el mi-a omorât pisicile și el a zis, da, este adevărat, eu i-am omorât pisicile. Asta a fost la Bonfire acolo, nu? Tare, da, ce să zic. Acest streamer iubește bananele. Gata, am zis, destul, până aici. M-am săturat să tot vorbesc numai despre probleme relevante din societatea în care trăim. Este timpul să mă relaxez cu niște content de tip creier putrezit. Creierul putrezit al cui? Cu siguranță nu al meu, ci este vorba despre creierul Anei Mariei Prodan, care are un nou podcast cu, cum îl cheamă pe Gagiusul de acum, boxerul? Ronald Gavril. Eu sunt foarte curios. Eu sunt foarte curios ce se întâmplă în acest podcast. Foarte curios cum o să scoată din Ronald Gavril Uh, uh, replici de genul uh, Țin la tine foarte mult, te iubesc foarte mult Adică sunt foarte curios cum o să fie manipulatoare Cu like his sugar baby Her sugar baby Eu sunt Ana Maria Prodan Prezentat de mine, Alexandru Zlăvoc. Bună seara dragii mei Aha. Uh, Sunt în aceeași sinută pentru că tocmai am terminat un podcast de înregistrat și... Sunt în aceeași ținută pentru că am filmat două podcasturi într-o zi, nu pentru că sunt săracă. Sunt în aceeași ținută, dragii mei, dar nu pentru că n-am alte haine. <laughs> ah, superb! Tot aici, la studiurile BAC 52, sunt. Și înainte să plec acasă, iubitul meu a venit să mă ia. Și l-am așezat pe acest scaun și mă gândeam acum... Nu uita Ana Maria, nu asculta haterii. Dacă cineva stă și contabilizează ținutele, nu e pentru că tu n-ai ținute destule. E pentru că e problema lor că stau să facă chestia asta, să-și amintească ce ai purtat tu când. Lasă haterii să vorbească, Ana. Tu mergi înainte. ar fi ciudat să fac un podcast cu iubitul meu. Așa mi s-a părut mie, nu știu. Și mă gândeam cum să scot eu niște chestii foarte frumoase de la el. niște lucruri despre care mă întreabă toată lumea pe toate paginile mele de socializare, el fiind un tip timid din construcție, chiar dacă este campion și boxer, am să încerc să îl păcălesc, să vă răspund de la câteva lucruri. Repet, nu este un podcast în adevăratul sens al cuvântului, pentru că am promis că viața mea va rămâne viața mea și că nu o să o mai pun pe tapet decât în reality show-ul meu, unde las așa să se vadă doar ceea ce vreau eu. Bună seara, Ronald, Gavril! Bună seara și... Mulțumesc de invitație. <laughs> în seara asta nu ești iubitul meu, ești boxerul, boxerul, boxer, nu? Boxer, așa, Ronald Gavril. Și ar trebui să te întreb niște lucruri pe care mi le-am strâns așa de-a lungul timpului. Cum e să umpli boxerii lui, lui Reggae Kampf? Acest om trebuie să, trebuie să meargă în chiloții lui Laurențiu Reggae Gândindu-mă la început că poate nu o să ajungem să fim iubiți și o să te invit în podcastul meu ca un campion, ca un invitat. Ce zici, faci față întrebărilor? Uh, eu cred că da. <laughs> A existat ceva vreodată, Ronald, în viața ta de care ți-a fost foarte frică? nimic niciodată? N-a existat la mine imposibil? Adică e vorba românească, există nu vreau, nu nu pot? Dacă nu vrei, nu pot. Cum zicea cum zicea moș Ion Roată, există nu vreau, nu nu pot. Bine cunoscuta vorbă românească. Poți, exact. Nu. Cum? Dacă nu vrei, Ce? nu vrei. Adică, e vorbea românească, există. Nu vreau, nu nu pot? Dacă nu vrei, nu poți, exact. Nu. Cum? Dacă nu vrei. <laughs> nu, iubitule, ești așa prostuț. Iubitule, ești așa prostuț. Nu, n-ai înțeles. Dacă nu vrei, nu poți. Dacă nu, poți. nu vrei, da? Nu poți. A, dacă nu vrei, zici că nu poți. Corect. Ah, ok. De câți ani ai plecat tu din țară? Mulți. Din, din 2011. 2011. Și te-ai întors din ce în ce mai rar în România. Foarte rar. O dată pe an. Dar în nu am, în fiecare în... an, nu? Că știu că ai avut câțiva ani când ai venit în țară. Da. Când, pe timpul pandemiei unde am uh, stat trei ani în, în America fără să vin în România. Puțină lume știe că ești un tip foarte calculat, un tip foarte, foarte modest, care n-a pus niciodată preț pe lucrurile materiale, n-a vrut să epateze niciodată, cu toate că ai fi avut posibilitatea. Multă lume mă întreabă ce avere ai, ce mașini conduci, cu ce haine te îmbraci. Astea sunt întreb întrebările frecvente pe care le primesc. Cum este povestește-mi puțin cum ai început. Aș vrea să, să te aud pe tine, nu să vorbesc eu despre tine, că eu, eu aș putea să vorbesc ore în șir. Cum este copilul, sau cum a fost copilul uh, Ronald, care provine într-o familie cu mulți frați? Da, într-o familie cu mulți frați, patru, suntem patru băieți și o fată. Un copil... Vine într-o familie modestă, un copil care am muncit de mic copil în gospodăria familiei, uh, un copil cu o educație primită de la părinții mei, uh, foarte bun. I don't want to be mean, dude. I don't want to be mean, dar mi-ar fi așa de ușor să fiu mean right now. Dar nu o să fiu. Nu o să fiu. Bună. Cu frica lui Dumnezeu. Sigur că da. Uh, și după care un copil care a vrut să devină campion. Da. Asta a fost visul vieții tale să devii campion? Păi când am început acest sport box? mi am dorit să fiu campion. Și dorința și dorința m-a dus spre spre box. Mm -hmm. spune cum ai început tu boxul, că mie mi-a povestit antrenorul tău Relu Auraj și a fost foarte nostim când mi-a spus că nimeni nu te cunoștea în sală și te ascundeai de frații tăi. Da, într adevăr așa a fost. Da, dorința și dorința m-a dus spre box, așa. Și care e problema? Da, asta a zis. Dorința și dorința m-a dus spre box. Pe de o parte dorința, pe de alta dorința. Astea sunt lucrurile care m-au dus spre box. Așa, și zici că tu n-ai făcut niciodată o greșeală, zici că n-ai ratat niciodată ieșirea de pe autostradă. Hai să fim serioși. Ești în sală și te ascundeai de frații Da, într-adevăr așa a fost. Am început boxul datorită unui vecin care m luat la bătaie. Okay. Ne-a chemat oricum la sala de box. Aha. Uh -huh. i chemat pe frații mei mai întâi, după care pe mine nu. Tu erai mic? Era mai mic, era mai mic și au spus că ne ducem noi, facem, o să facem noi. Tu stai niște acasă, ai grijă de gospodărie, lui tata, că aveam foarte multă muncă de făcut acasă și atunci au spus că noi o să mergem și tu o să faci treburi pe acasă. Zis, ok. Ușor, ușor, văzându-i pe ei, mergând în continuu, devenind campioni României, venit cu medalia acasă, atunci a, atunci mi-a... a enervat. Da, 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 zic că trebuie să iau și eu această medalie de aur. Și așa am pornit și eu în sală, am plecat spre box. Stai puțin, câți, câți ani au frații tăi? Ca să, să, spunem care sunt diferențele de vârstă dintre voi copii, frații. Pe păi cel mare e 83 născut. Cel mai al doilea, 85, 86. Și mai încă un frate mai mic? Da, 80, 87. Și mai încă o soră și mai mică? Da, Emma. 92. Deci uh, uh, tu ai rămas, ai grijă de fratele mai mic și de soră. Oarecum de... Mă, eu abia aștept să te spartă. Ok, o să, o să fiu muist. Abia aștept să se despartă. Sunt tare curios cum da. o să se mai rupă încă o dată internetul în două când o să se despartă. Când o să-i bă, eu te-am făcut cine ești! Eu te-am făcut! Gospodărie, da. pentru că e plecat. Tu păi erai la... cel mare acum. Eram cel mare Exact. Cel mare dintre cei mici. Da, da, da. Ce faci ai acasă întâi? Să luăm așa, să văd, să trebuie să, să le povestim ce faci acasă și de ce ale să pleci, că acasă munceai mai mult decât la box. Păi acasă trebuia să tai lemne, tai lemne să dau mâncare la găini, să mă merg cu vaca, să mă vaca, tot felul de activități. Tot ce face un copil da, de, de udat la... roșie, de udat castraveții, de tăiat, de cules cireșele, de cules prunele. Foarte multă activitate. Aveai treabă? Aveai activitate, treabă, treabă. Avea activitate da, mare, nu? Da. Aveai timp să te joci? Foarte puțin. Foarte puțin. Ca... Ca un campion adevărat. Pe ce campionul se joacă cu puța nisip? Bă, vezi că campionii nu se joacă LOL. Grijă mare. Campionii nu se joacă LI Liga Legendelor. Campionii vezi că au treabă. am deloc, pentru că tata era, fiind foarte severe, nu prea ne lăsa să ne jucăm. În povestea Ronald la un moment dat... Ba da, se joacă cu alți campioni. Singura, singura, singurul moment de joacă era atunci când mergeai cu vaca și uitai de vacă, se ducea, distrugea culturile de lucernă ale vecinilor și atunci o căutai câte ore? multe ore, da. E adevărat că, ai vrut, că era cât pe să omor vaca? Păi, am mâncat. Măi, ce asta? Iubitul meu, jumătatea mea. La podcastul în care vorbesc cu tine, e adevărat că era să omori vaca? 40 de întrebări cu Ana Maria Prodan. Eu și știi că se umflă de la lucenă și atunci a fost ceva cumplit. M-a foarte tare, am întrebat vecinii ce pot să fac și m-au ajutat vecinii și am rezolvat. Dar ce ai încercat tot. să fac. Deci, câți ne are, are Roald Gavril, Ronald Gavril, dacă e în 86, are 38 de ani, iar Ana Maria are cât? 50 și 51 hai că nu e o diferență așa de mare de vârstă. Nu e la fel de rău ca la Emmanuel Macron. So, e cinstit. Să o desumfli. <laughs> nu pot zice. Vă spun eu, a luat-o în briceag și a încercat să-i facă o gaură în stomac ca să o desumfle să nu vadă taică -sul. Bine că au venit vecinii și a văzut că altfel omora și vaca. Și vă... Dosar penal? Spart vaca. Văzând toate, <laughs> văzând toate lucrurile. Păi și ce facem, guys? Why is she saying this? Pentru că au trecut 50 de ani de atunci. Se gândesc ei, îmi închipui. Cumva așa, cred că e bine. Lucrurile astea și frații cei mari care devenit să Ah, de fapt s-a prescris că n am murit vaca. E doar o tentativă de a omor vaca. De fapt n-a omorât-o, real. Campion și... A, da, n-a recunoscut că a vaca, da, exact. Lucrurile astea... Și frații cei mari care deveniseră campioni și uh, erau deja frații Gavril, cunoscuți peste tot, în uh, toată zona, Ronald vine din uh, Bacău. Ți-ai dorit foarte tare și tu acea medalie, nu? Da, da. Am vrut să devin și eu campion. Și cum ai plecat de acasă fără să știe nimeni? Păi mergeam la școală, de fapt, și de la școală plecam mai devreme și mergeam hmm. la, la box. Nu știa nimeni că eu, familie, părinții nu știau că eu merg la sala de box. Nu știau nici frații, no, nu știa nimeni. No. Nimeni nu știa. Pentru că căutam să evit să, ca ei să știe că eu merg la, la, box, pentru că atunci nu ar fi fost de acord, lasă că facem noi, tu... Tu du acasă. Tu du acasă și păzește vaca. Și atunci... Și atunci am avut noroc că în sală erau antrenori buni, care m-au -au văzut. Cum te-a văzut Relu Auraș? Păi venise să fac o selecție acolo, noi ne antrenam pentru campionatele care urmau să vină. Sub Ariba era la clubul de box Nicolae Cara, care Dumnezeu să nu mai este între noi. I-am dat totuși un 25 că nu pot. Și a venit uh, mai Relu să facă selecții cum venea de obicei și atunci... Să vadă e... ce e mai bun la cei mici. Exact, pentru că avea campionatul național uh, în România și atunci, făcând sparing, cei din sală, am fost ales singurul din cei 100 de copii. Dar povestește când te-a pus, când te-a văzut prima dată. Da. Uh, M-a pus în băiat de categoria mea să fac sparring. Am făcut nicio repriză și a spus stop, a oprit sparring și a spus dați mai mare. Sparring adică bătaie. Da. Dați unul mai mare. Eu... Sparring adică bătaie. <laughs> Ce e sparring-ul? Păi e... E bătaie. Nu știu foarte mult box. I love it. Dar eram foarte muncit, eram foarte bine pregătit pentru că făcând aceste munci Acasă. la câmp eram foarte puternic, da? Mi-a schimbat și al doilea adversar și mi-a mai dat încă vă doi. E bătut pe toți? Pe toți. Și atunci mi-a spus că, vezi că luni o să vin să te iau cu mine în cantonament. Știi că și Ana Maria e ușă. Ana Maria a bătut, mai țineți minte? Ana Maria a bătut elevul de servici de la școală când a părât-o la director că a chiulit. I-a dat-o la bucăți. I-a dat-o la bucăți peste bucăți. La Slink, Moldova la... unde avea cu Cei mari? Panda am cu Prime. Bine venit, mulțumesc frumos. E speriat atunci că o să vină acasă și vede taicătul? Păi da, mi-a zis că o să vin să te iau luni. Vorbești și cu familia ta, cu părinții tăi? Nici măcar nu știa că sunt frate cu cei doi campioni care erau campioni deja, cu George și Alexandru. Și atunci mi-a zis că, vezi că, m-a întrebat dacă sunt frate cu ei. Și am spus că da, că nu știu. Ah, deși deci frații tot campioni. Ah, deci și frații erau tot campioni. Pe sau ceva. Ando, mulțumesc pentru primele bine -ai venit. Da, după nume. Când... și când înțeleam... Hunter, mulțumesc pentru șase luni. Bine -ai venit, mulțumesc. Cum te m-a întrebat cum mă cheamă și am tu ești frate cu cei doi? Zic, da. Cum și, n-ai zis nimic? Păi, ce să zic? Că sunt aici în da, da, da. <laughs> A venit, m-a luat de la poartă, a vorbit cu mama, a spus stați că ne ocupăm de tot și am plecat în cantonament. Și de atunci nu m-am mai întors acasă. Niciodată acasă. Am plecat în Slănic Moldova, lot național, după care în continuu... E adevărat că erai spaima uh, zonei, că bătai tot ce stătea în cale? Pering. Nu zone, eram campionul, am pe devenit atunci. Pering! Pe ring, stați, domnul, onorată instanță. În Minecraft. categorie. categoria nimic campion României, uh, 10 ani la rând, am fost în lot olimpic, merg, merg, la mondiale europene, eram titularul categoriei, <coughs> timp de 10 ani. De la 15 ani până la 25 de ani am fost într-o într, -o, într -o muncă titanică. Pentru mine sportul era Biblia, sport, era ca și o Biblie pentru mine. Și atunci Două, 10 ani de box amator am stat mai în lotul național, unde veneam foarte rar acasă, de Crăciun și de Paști, cu două, trei zile, rest în cantonamente, în turnee, prin munți, Brașov, și așa mai departe. Ai tăi te vedeau doar în cantonamentul de la Slănic, nu? Unde veneau să te viziteze din când în când. A fost la început, a fost la început când aveam 15 ani și a venit mama cu sormea, <coughs> ți-am arătat și ție poza, dar a fost foarte, a fost la începutul carierei, după care n-am mai Mă vedeau doar când vedeam în vacanță de Crăciun sau... E adevărat că erai cel mai plângăcios dintre toți frații? Când eram mic, un când aveam un an, doi ani. Da. Să știți că nu este scopul meu să-l fac de râs. Păi așa eram ca și copil. Deci mie mi-a povestit mama lui că dintre toți frații, când ea se îndepărta de lângă Ronald, Ronald începea să plângă cu o forță aproape la fel ca cea cu care lovește cu pumnul. Da. da. Și se învinețea de plâns da? Trebuia să facă o grămadă de tertipuri <laughs> să nu o vadă când pleacă din curte. De asta am stat și m-am gândit de multe ori, atât de atașat de părinți și de mamă în general. Păi are tatuaj cu fetițele Powerpuff, eu acum văd. Ana Maria Protan are tatuaj cu fetițele Powerpuff. Eu nu știu dacă e common knowledge, dar eu abia acum am văzut. Uite-o pe, pe, cum o cheamă, Blossom și pe Bubles. Sunt fetițele Powerpuff. Unde-i Buttercup? Păi ea e Buttercup. Deci ce să o mai tatuezi că e ea? Wild. Cum ai simțit plecarea asta dintr-o dată? Brusc, luat din curte, pus într-un regim militar. Da. Nu a fost ușor pentru că intrasem într-un program strict. Era o fel de armată. La șase trezirea, la înviorarea, la zece jumătate de antrenament, veneai acasă în cameră, mâncai, făceai un duș, te schimbai, mâncai. După care la cinci alt antrenament. Aveai trei antrenamente pe zi. Mm. U foarte multă muncă. Muncă, 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 ca la armată. Bam, 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 și ce zic? Adevărat că boxul te uzează. nu la muflelele că te auzi ca de la ruși. Ia vezi, acum mai bine? Sunteți ursofob? Ce aveți că mă aud ca de la ruși? Acum te auzi ca din Israel? Cum adică? Ia vezi acum. Ia. Ia. ah, uh. He, hey, wow, wow, mă cac la birou. Te auzi că ești pe sputnic. Ce are mă nene, ăsta? Stai așa să-l meșteresc. Tează foarte, foarte tare ca și sport. Da, într-adevăr, dacă încasezi foarte multe lovituri, va... Cariera ta va fi una foarte scurtă. Cu cât nu e pumni, cu atât vei avea foarte, mult, foarte mulți ani în, în, în box, în sport. Cât pumni ai luat? ei numărat vreodată? Cât pumni ai luat în cap? Ai numărat cât pumni ai luat în cap? Vreodată? Doamne, I love this. Asta n-am numărat nu, nu m-am gândit la treaba asta, pentru că încerc foarte mult să-i deschivez, să blochez. Să... De fapt, asta, ăsta e boxul. Arta de a lovi fără să fii lovit. De asta te cerți cu toată lumea când te invită pe la gale de K1 și tu spui că pentru tine la nu este sport, că boxul este sportul nobil? E un sport și acela, dar e un sport Pun mai dur, cu picioare, cu mi se pare un, un sport de stradă, o luptă de stradă, cu picioare, cu genui, cu coate. ceva foarte. Mie unul nu. nu... Te-ai simțit vreodată nedreptățit ca și copil în lumea boxului? Asta te întreb pentru că știu foarte mulți boxeri, copii, care s-au lăsat în ani datorită antrenorilor și mai știu că tu ai fost cumva privilegiat datorită faptul că ai fost foarte docil și foarte muncitor și niciodată n-ai comentat. Asta îmi spunea uh, antrenorul tău, Reluauraș. Ai, ai, ai avut în jurul tău campioni care s-au lăsat din, datorită, nu știu, faptului că nu se simțeau mulțumiți sau nu puteau să facă față regimului militar? E un pic mai complexă problema cu sportul în România și, într-adevăr, colegii ai mei care s-au lăsat, fiind campioni, probabil că și ei, dacă s-ar fi ținut, dacă ar fi avut susținerea necesară, să fi fost mai mult ajutați, sunt sigur că și ei ar fi putut face performanță la nivel mondial. Dar în România, deocamdată, și, și acum, și atunci, și acum 10-15 ani când am fost eu amator, lucrurile nu sunt așa cum ar trebui să fie. Eu am fost, și nu sunt mulți care au, care au plecat... Mai de, care au mers mai departe. Care au făcut pasul spre boxul spre profesionist. Box, da, da, și chiar și atunci când eram amator am stat în lot 10 ani și ceea ce nu e foarte ușor. Eu mi-am dorit foarte mult să, fiu, să fac ceva, pentru că vedeam foarte mulți campioni care se, se lăsau, unii care aveau oportunități să devină foarte buni, foarte cunoscuți și din cauza unor mici, foarte, nu știu, foarte puțin bani, la început s-a pierdut. Eu știu că în România lumea boxului uh, are viață foarte scurtă sau cei care se duc, devin campion național, sunt luați bodyguards. Așa era și pe vremea ta? Sau devin interlopi, mai, e și asta o treabă. Sau mai devin interlopi, cum e clanul sportivilor. Ai riz. Hai cum mă simt răuț azi. No, gata? No, păi gata. Hai, vă pup și vă respect. Numai bine, sănătate. La revedere. Pa!